Paștele Blajinilor nu va mai fi ca în alți ani. O spun comercianții care se plâng că nu au clienți și nici vânzări la tradiționalele pomeni, dar și oamenii care susțin că pandemia de COVID-19 i-a lăsat cu buzunarele goale. Deși au mai rămas doar două săptămâni până la Blajini, forfota de altă dată a dispărut. Întrucât piețele din capitală sunt închise, moldovenii pot face cumpărături doar la magazinele mari sau la buticurile amenajate lângă piața centrală. Vânzătorii spun că, deși prețurile sunt neschimbate, clienții sunt puțini. N-aveți client. Ține anul ăsta, da? Da, ține anul ăsta. Rutierile nu merg, autobuzurile nu merg, stăm pe gol. Dar prețurile le-ați mărit? Prețurile sunt foarte ieftine, că după anul trecut și cu anul ăsta e tot același. Nu-s clienți, nu-s. De ce nu-s? Păi țara-i săracă, eu v-am răspuns la asta întrebare. Nu-s clienți, nu-s vânzări. Ce vă faceți? Ce faceți cu marfa asta? Asta marfa nu se strec, care vedeți dumneavoastră aici pe tot loc. Asta nu e roșie, nu e salam, să zicem așa. Este o marfă care rezistă mulți ani. Trecătorii nu se grăbesc să cumpere, deoarece nu e clar dacă va fi permis accesul în cimitire, în condițiile în care bilanțul pandemiei se agravează de la o zi la alta. Și eu не покупаю. А что, рано что ли? Нет, как получу побольше денежек, так сразу прийду. Уже я присматриваю здесь. А что, цены нормальные здесь цены. Грех жаловаться, нормальные цены. Если разрешат, то, конечно, пойдем. А все купили уже или... Нет, еще время есть, мы, я думаю, купим. Мы же не знали, что здесь работает, не работает. Случайно ехали и увидели, что работают. Ну, разрешат, конечно, пойдем. Цены, конечно, подскочили ужасно. Printr-o decizie a Mitropoliei Moldovei, Paștele Blajinilor a fost amânat pentru zilele de 7 și 8 iunie.